Avram Iancu, primul om care a notat pe Dunăre de la izvoare până la vărsare, a pornit astăzi într-o nouă aventură. De data aceasta, notătorul își propune să străbată fluviul în Amonte. Oficial, cursa a început în comuna mehedințeană Gogoșu. Alături de el sunt chiar fetele dânsului, care asigură suportul. Haide, Avram! În acest moment a început cursa. Însoțit de cele două fete ale sale, Avram Iancu a pornit într-o nouă aventură. Își propune să străbată Dunărea Monte, adică să înoate contra valurilor, totul fără echipament. Nouă provocare. Se împlinesc luna aceasta, 4 ani de când am înotat toată Dunărea, fără costum de neopren, de la izvoare și până la vărsare în Marea Neagră la Sulina. A constituit o premieră mondială. Mă bucur că se împlinesc 4 ani și astăzi, tot într-o zi de septembrie, dacă tot am înotat toată Dunărea în jos, de data asta vreau să dau o tură în sus. Reprezintă de asemenea o premieră mondială. Nu știu cât voi înota, câți kilometri și câte ore, dar îmi doresc să înot cât de mult pot eu. Deci va fi un ultramaraton acvatic, este un înot 100% oficial. Hai, Doamne ajută, la un înot cât mai lung! Ca aici și de serviciu sunt chiar fetele dânsului, care sunt alături de ori în tot ce se face. Pentru a face față hipotermiei și numărului mare de kilometri, sportivul s-a antrenat din greu. Deci, notul este observat de 2 observatori oficiali, dintre care un vecin sârb, că dacă tot împărțim Dunărea cu dumnealor, am zis să invităm un sârb, un super înotător, cu recorduri la activ foarte mari și care se va asigura că înot pe bune. Bine, eu aș fi notat pe bune și fără el lângă mine, dar așa, așa cer regulile de maraton swim. Oricum ar fi, va fi un record mondial, un nou record mondial. Bineînțeles, înotăm împotriva curentului, pentru că am dovedit că în jos românii pot să înoate toată Dunărea. Acum, alături de el, sunt cele două fiice care îl supraveghează din barcă, dar și o embarcațiune a unui club privat din comuna Dubova, care îl va însoți permanent. Nimeni nu a mai încercat, nici nu au fost alții notători care să dorească să înoate în Amonte. Este foarte dur, valurile, cel mai mic val poate influența orice activitate pe care o desfășori, cu atât mai mult să înoți împotriva curentului. Deci nu e o cursă deloc ușoară, e un efort foarte mare. Absolut deloc. Sunt mulți factori care influențează durata de not, temperatură, vânt, meteo. Sunteți aici să omologați un nou record? Da. Ne-a plăcut foarte mult povestea lui, ce a făcut și am hotărât acest lucru datorită faptului că este hunedorean de-a nostru. Noi suntem din Hunedoara și, bineînțeles, când a venit la noi cu această întrebare, pe loc ne-am hotărât să-i dăm drumul. Cum e să-ți legi numele de asemenea performanțe, de un sportiv atât de valoros și de un om atât de important pentru România? Este și pentru noi o onoare. Chiar anul ăsta am zis că am făcut 20 de ani de activitate și pentru asta chiar ne-am bucurat foarte mult, am fost alături de el peste tot și la Balaton și ne bucurăm foarte mult să niște hunedoreni să sponsorizăm un hunedorean pentru un record mondial. Noi suntem sponsorii de la Yachting Club Bela din Dubova. Am venit aici pentru Avram Iancu să ne însoțim la această competiție și dorim mult succes. Suntem alături de ei, Yachting Club Bela este lângă el tot timpul. Cum ați ajuns? Cum s-a întâmplat să... Ați fost solicitați? Am fost solicitați, am zis totul de la început, totul e ok, am plecat de ieri de la ora 3 de la noi, de la club, am mers toată noaptea pe Dunăre, am ajuns la ora 9 aici, la 10 s-a dat startul și în rest totul e ok. Ce înseamnă pentru noi să fiți alături de asta? O experiență foarte frumoasă și când ai un sportiv de asemenea anvergură, ne bucurăm și noi alături de el. Acum 4 ani, Avram Iancu a terminat cursa de 2860 de kilometri de not pe Dunăre și a devenit astfel primul om care a străbătut fluviul de la izvoare până la vărsarea în Marea Neagră, fără costum de protecție și fără materiale ajutătoare.